Am revenit pe cea de-a doua parte a emisiunii. Vă repet tema emisiunii. Suntem la câteva zile de sărbători și toată lumea e în forfota pregătirii pentru masa de sărbători. Și dacă unii dintre noi optează să stea acasă, să se delecteze cu produse tradiționale, alții mai comozi din fire sau, de ce nu poate, mai moderne, așa, vor să iasă la restaurant. Și mi se pare mult mai simplu pentru că ce e mai bine decât să stai la o masă și cineva să vină să-ți aducă ceea ce îți poftește inima și sufletul și să ți le pună în față, să te ridici de acolo, să nu trebuiască să faci curățenie după, să stai ore întregi în bucătărie, să faci cumpărături pentru toate astea și de cele mai multe ori, dacă stăm să ne gândim la raportul preț calitate, de Cred că de multe ori suntem mai în avantaj dacă mergem să mâncăm la un restaurant și da, unii dintre noi uh, are varianta contemporan, modern, aș spune eu, așa că alături de mine este Ionuț Vrănescu, manager de restaurant. Bună seara, bine ai revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc de data asta vă... cu altă temă și te uh, provoc așa să ne spui uh, la ce să ne așteptăm. Pentru sfârșitul de an, atunci când ne pregătim pentru o petrecere la restaurant. Așteptările sunt în funcție de ceea ce se propune, pentru că, într-un fel sau altul, cumva, piața dictează. Cei care ajung la noi pentru o petrecere, pentru o masă festivă sau, nu știu, o masă, să spunem, poate mai liniștită. Vin cumva cu temele făcute de acasă, și atunci, dacă există masă de tip corporate, atunci vin cu vin cu o tematică, uh, și totul se învârte în jurul acelei tematici. Fie că e vorba de meniu, fie că e vorba de băuturi, fie că e vorba de uh, dress code sau de cum amenajăm noi sala sau ceea ce pregătim pentru ei tot se învârte în jurul acelei tematici. Hai să discutăm uh, pentru început despre petrecerile corporei pentru că astea au, deja au început. Uh, sunt uh, poate aproape de final ca cu și crăciunul. Cam da. Uh, spre deosebire de ceilalți ani, uh, eu am observat o creștere în ceea ce înseamnă petrecerile corporate. Cred că uh, asta se datorează perioadei de după pandemie, când uh, cumva s-a ajuns la concluzia că uh, e mai bine să lucrezi de acasă și majoritatea da, lucrează da. de acasă, deci se văd, uh, interacționează mai puțin și atunci găsesc prilejul de a sărbători împreună la sărbători. Și se creează aceste... Uh, Care sunt tematicile pentru petrecerile corporate? Uh, asta e un subiect foarte interesant într-un fel nu trebuie să ne gândim noi la asta am zis că ei vin cu temele făcute de acasă uh, e din ce în ce mai greu să găsești o tematică nouă pentru că ok, s-au făcut tot felul de, uh, de tematici aici se leagă în principiu de fie de tipul de uh, muzică sau de uh, uh, vestimentație tematicile sunt așa, de regulă fie black, fie white fie black and white cum da. ai mai văzut uh, uh, fie tematică muzicală unde am văzut câteva petreceri foarte interesante unde uh, invitații uh, au venit îmbrăcați în funcție de stilul de muzică preferat și atunci wow. au fost fie stilul rock cu pantalon de piele, bocanci, tricouri negre cu accesorii uh, uh, da, voluminoase cu, uh, cu brățări, cu bandane da, și așa da. mai departe uh, stilul hip-hop sau rap sau gangster rap și așa mai departe, cu haine mai largi, cu tricouri, cu numere, cu bling-blinguri, lanțuri, șepci brățări, cu, cu, la... cu, șepci întoarse, cu tatuaje făcute cu markerul, <laughs> foarte... Foarte hazli, chiar cineva era îmbrăcat în stilul gașca zurli, a murit de res. E interesant, da. Și e, până la urmă, un motiv de distracție pe final de an. Că, dacă toată, tot anul, stai la modul serios și lucrezi și îți antrenezi mintea cu ceea ce ai de făcut la job, ei bine, pentru sfârșit de an merită un moment de relaxare. Merită și am văzut că chiar se distrează. Chiar se distrează și. Aici intervenim noi să creăm cumva toată atmosfera. Atmosfera, da. Am înțeles. Deci, cât privește petrecerile corporate, să zicem așa că ne-am lămurit în mare, în dar mare. nu neapărat petrecerile tematice sunt doar corporate. Pentru că eu știu că voi la restaurant ați avut și petreceri pentru clienții care își doresc să vină cu tematică. Și am faceți avut. destul de des, cred că în fiecare weekend astfel de evenimente Am făcut destul de des în ultima perioadă, fiind mai aglomerată da. și fiind mai ocupați cu petrecerile de uh, Sfârșit, alt gen da. Am, da, am, uh, am redus dar încercăm să menținem uh, oamenii în priză să îi readucem mereu la, la restaurant și pentru Uh, alte lucruri, uh, în afară de masa de zi cu zi, sau, uh, ok, hai să ieșim în oraș, nu știu, de două, de trei ori pe săptămână. Uite, pentru oamenii care ne privesc acum, și care poate n-au fost niciodată la o astfel de petrecere, vreau să-mi spui uh, care este profilul uh, persoanei, consumatorului care vine la astfel de petreceri, pentru că de foarte multe ori uh, oamenii se uită la televizor și spun. Păi nu mă duc acolo, e petrecere la nu știu care restaurant. Dar nu mă duc acolo. Ce să caut eu acolo? Probabil că nu mai sunt ca mine acolo. Sunt alt uh, uh, gen de oameni, mai tineri sau din contra, mai în vârstă sau care e profilul consumatorului care își dorește să se distreze la o petrecere cu tematică într-un restaurant? Uh, în general, vorbim de uh, persoane de vârstă cuprinsă între, nu știu, 25 și 50 de ani. E o plajă largă. Este o plajă largă. nu facem petreceri sau nu facem evenimente care să nișeze foarte mult. Sintească un grup da. mic. Plus că plaja asta foarte largă, creează da. o diversitate și atunci cumva există o fuziune. Între, adică, între persoanele practic, care. Sunt acolo. Din punctul meu de vedere, sunt două categorii: cei până în 20 care merg în cluburi, și cei peste 20, și până aproape de vârsta pensionării, care își doresc un cadru mai, știu eu, mai adecvat vârstei lor, și atunci aleg varianta unui restaurant. Da, cel mai potrivit și foarte în trend în, în ultima perioadă pentru că de asta și plaja asta de vârstă este foarte largă, sunt evenimentele de tip retro și atunci stârnește anumite amintiri. Nostalgie. Nostalgie, exact. De asta e plaja foarte largă și cei mai tineri apreciază muzica mai veche, dar nu e, nu e atât de veche încât să fie ieșit din, din, din uz, din uz. Încă se pun piesele respective, fie la club, fie la tot da, felul da. de petreceri. Eventual remixate, dar tot se Sigur, pun. Sigur. Că... Și atunci stârnești, stârnești interesul. Și... Eu mărturisesc că n-am fost de foarte multe ori la astfel de petreceri, dar anul acesta am fost la vreo două, trei petreceri la restaurant cu tematică și m-am simțit extraordinar de bine pentru că, da, erau oameni de vârsta mea, erau melodii pe care poate nu le auzisem din tinerețe, că 20 de ani nu mai stai să mai asculți melodiile pe care le ascultai în tinerețe și bă, a fost o atmosferă foarte plăcută pentru că poți socializa cu oameni de vârsta ta, ceea ce e foarte important. Până la urmă și ăsta este un motiv pentru care mergem la restaurant, la o petrecere, pentru că ne dorim să cunoaștem oameni noi, oameni care poate au aceleași afinități pe care le avem și noi, că de aia se află acolo. Am trecut de mult de la petrecerile cu dansul pinguinului, așa că suntem destul de departe. Da, e, e foarte interesant. Vreau să te mai întreb ceva. Cam care e bugetul? Cum stabilim bugetul pentru o petrecere atunci când mergem la restaurant? Sau cine stabilește bugetul? Bugetul e un subiect destul de delicat. Evident. La momentul De față. De regulă, dacă vorbim de companii, bugetul se stabilește la nivel de companie și se gestionează de către da, un hasher care ia legătura cu mai mulți manageri de restaurante. Aici din... și voi sunteți cei care spuneți dacă se încadrează în bugetul respectiv sau nu se încadrează? Da, pentru că avem și noi punctul nostru de vedere, în final e un business, și nu, nu poți să faci, la nu poți și... să faci rabat la calitate și nici nu poți să faci muncă voluntară. Și atunci noi ne putem adapta pe orice fel de buget. Dar asta înseamnă, nu știu poate și niște riscuri. spre exemplu, noi avem un anumit specific. Eu nu prea pot face ceea ce face Florin, invitatul de mai devreme. Da, da, da. Eu am un alt fel de meniu care care te-a plasat într-un anumit top și îți dorești ca imaginea restaurantului să rămână acolo. Presupun că asta e... Exact. Și cine vine acolo are anumite așteptări. Și atunci bugetul Așteptările trebuie și pretențiile costă ca de fiecare exact, dată. Exact, ceea ce înseamnă un volum și mai mare de muncă pentru noi la nivel de personal, tot ce se întâmplă în bucătărie, sau ce se întâmplă pe partea de service, este foarte greu și face parte din tot pachetul ăsta. Pe lângă faptul că din punctul meu de vedere sunteți oarecum privați de statul cu familia de sărbători atunci când toată lumea stă, adică e, e totuși un domeniu în care faci niște sacrificii să te afli la serviciu și să-i bucuri și să fii cu zâmbetul pe buze în fața clienților, că nu e chiar ușor. Asta e bă, riscul meseriei, nu e trecut în fișa postului, dar <laughs> când alții se distrează, tu trebuie să muncești. Eu știu că voi recuperați în ianuarie, am auzit eu. <laughs> hai să trecem și la petrecerea de Revelion, pentru că numai nu mai mâine nu-i păi mâine și bă, iată că se apropie cu pași repezi și știu că acum e toată lumea în căutare de locuri, de uh, alegerea potrivită pentru Revelion. Acum uh, că stăm de Crăciun, hai să zic acasă cu familia, poate mai stăm, dar parcă de Revelion am vrea și noi să țopăim un pic, să, să nu mai stăm cu capul în cuptor să vedem când e gata friptura când e rece, când e caldă cum stăm cu revelionul? Uh, vrem, nu vrem uh, chiar dacă nu asta e ideea, dar uh, la revelion n-ai nevoie de câteva elemente, cum e și la o nuntă care să uh, conteze și alea și să sunt atmosfera să asigure atmosfera și cel mai important este uh, muzica Așa. Bineînțeles, băutura și, categoric, și, dar cred că în ordinea asta, meniul. Hai să vedem, care e muzica potrivită pentru o seară de Revelion Sau uh, adaptați muzica în funcție de clienți? Sau clienții vin în funcție de muzica pe care o aveți? Cum e? Cum stau lucrurile? Uh, și, și, ai nevoie de uh, un band sau un DJ sau în funcție de uh, uh, de buget, de buget, că iarăși revenim uh, la cei, cei mai bune, în funcție de buget, <laughs> în funcție de capacitate sunt mai mulți factori de care trebuie să ții cont uh, ai nevoie de un band uh, cu nume sonor care să îți aducă uh, uh, oameni la Revelion. Band pe care presupun că trebuie să-l rezervi de jumătate de an în urmă. Trebuie să-l rezervi de foarte mult timp înainte, trebuie să dai avans și uh, seara de revelion e cumva asigurată. Pe lângă asta, dacă e nevoie și de un DJ, pentru că uh, trebuie să acoperi și alte pauzele, uh, da. pauzele și alte tipuri de muzică pe care bandul nu ți le poate uh, reda. Uh, după aceea, ai nevoie de uh, partea asta de uh, băutură și mâncare unde trebuie să fii uh, cât mai divers. Uh, nu poți restricționa cumva, și de regulă la Revelion se face de tip open bar. Am înțeles. Adică ai o plajă mai largă de produse, fără să le contorizezi. Dar adică pentru că, știi asta cum e pentru confortul consumatorului. Vin Devenit, nu de vine nimeni cu mașina la Revelion, sau, mă rog, clar. foarte puțin de condus, dacă e să conducă cineva, conduc doamnele spre dimineața așa că trebuie să fie cumva asigurată. De venit pot veni cu mașina, de plecat, nu pot pleca cu mașina. spumante, vinuri, albe, roze, roșii, uh, spiritoase, răcoritoare. Și astea le alegeți tot în funcție de meniu. Răgim în funcție de meniu, pentru că și acolo acum. Nu... Eu știu că tu ești foarte selectiv și ești atent de fiecare dată la asocierea meniului cu tot ce înseamnă băuturi, așa că te întreb pentru că e firesc să te întreb și pentru că ești o persoană avizată. Care e ordinea și care e regula pentru o masă de revelion. Nu prea există o, o ordine acolo, pentru că e, e o ordine în capul meu. Dar în momentul care în respect. care te uiți într-un meniu și vezi că ai de unde alege și aia, și aia, și aia, eu nu pot să impun ce se aleagă. Pot să limitez ca produsele pe care eu le-am ales să fie potrivite, dar în final aparține, alegerea aparține consumatorului. Și atunci alegem vinurile potrivite pentru mâncarea potrivită. Acum că cineva o să dorească să bea doar alb pe tot parcursul nopții și la mușchi de vită nu o să bea un pahar de vin roșu, eu nu pot să-l forțez. Eu așa sigur, am gândit-o. Da, sigur. Dar uh, alegerea este a consumatorului. La fel și pe partea de spirtoase și de spumante. Aici putem controla pentru că dai un welcome drink și atunci încep cu spumant cum suntem noi obișnuiți da, să da, începem da. masa cu un, uh, cu un spumant asta o putem controla uh, șampania de la miezul nopții nu lipsește, la fel e un lucru pe care îl putem controla și uh, mă rog, asta și îl dorește toată lumea și, și dulcele de, general, de la final cu tortul sau și dulcele de la final, prânjitura. sigur exact da, e, e, foarte interesant și să știi că aproape că mai convins să <laughs> Ionuț, îți mulțumesc tare mult, Ionuț, pentru că aș mai fi avut multe de lucruri să te întreb și aș fi fost curioasă în privința mai multor lucruri, dar timpul trece repede și iată că am ajuns și noi la final. Mulțumesc tare mult. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu uitați de brăduțul care vă așteaptă și eu vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18 și 10 minute.